Dacă stați în pană de idei și nu știți ce să mai gătiți bun, eu vreau propun o ciorbă de cartofi cu cioran afumat. Se gătește mai repede decât crezi și este un deliciu. Începem prin a porționa ciolanul afumat. Eu am avut un ciolan afumat fără os, am folosit doar 350 de grame pe care l-am tăiat în cubulețe. Pregătim de asemenea și legumele. Am tăiat în cubulețe un ardei capia, o ceapă medie, o bucățică de țelină, o jumătate de păstârnac și am trecut prin răzătoare 2 morcovi mai mici. Încingem apoi oala în care punem o lingură cu untură sau cu ulei, iar apoi călim ciolanul afumat timp de vreo 5 minute. Completăm apoi și cu restul legumelor pe care le călim încă vreo 5 minute, iar apoi adăugăm aproximativ 1,5 litri de apă și lăsăm la fier. Între timp pregătim și cartofii, folosim 5 cartofi roșii medii pe care tăiem în cubulețe și adăugăm și pe ei în oală. După aproximativ 10 minute adăugăm pastă de ardei capia, roșii în bulion, sare și acrim cum ne place, cu borș sau cu zeamă de varză. Eu am acrit ciorba cu 500 de ml de zeamă de varză. După ce mai dau câteva clocote împreună, ciorba este gata. La sfârșit adăugăm și pătrunjel sau leuștean proaspăt tocat și ciorba este gata de savurat. Este o ciorbă super delicioasă pe care sper să o încercați și voi.